viață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni, zi de sărbătoare astăzi, o zi de sărbătoare importantă și pentru noi aici la Mesagerul de Neamț, știri din Neamț în direct, ca de obicei, o emisiune în care spuneam într-un fel de promo, ca să spunem așa, o discuție fără menajamente despre Piatra Neamț, societățile primăriei, primăria Piatra Neamț, despre situația politică actuală, nu numai din Piatra Neamț, în general din județ. Vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă. Astăzi unul se așează în pat, seara liberal se trezește PSD-ist, se culcă unul PSD-ist, se trezește liberal. Bine, că între timp noaptea mai au loc și negocieri, este cu totul și cu totul o altă poveste. Nu mai știi cu cine stai de vorbă, sub ce steag, sub ce flamură este fiecare. Aceea ne-am gândit că astăzi ar fi bine să vorbim cu niște oameni care, cel puțin în momentul acesta, dar nu prea sunt semne că s-ar întâmpla asemenea lucruri ca la alte partide așa aici, sunt pe nișa lor, sunt bine stabiliți într-o nișă și vor să schimbe măcar percepția despre politică în Piatra Neamț și nu numai. Astăzi, în emisiune, reprezentanți ai USR Plus la nivelul municipiului Piatra Neamț, candidatul pentru funcția de primar, domnul Marius Irimia. Bine ați venit la noi, domnul Marius. Bună ziua și bine v-am găsit. Și colegul său, Cosmina Sandei, o să-l rog să spună numele întreg ca să lămurim odată povestea asta, dar pentru noi este Cosmin. Într-adevăr, Constantin Alexandru Asande este numele corect și complet. Mă bucur că de data aceasta sunteți împreună. Eu, țineți minte că la vremea respectivă v-am invitat pe amândoi, separat, și am avut plăcerea asta să deschid, ca să spun așa, să decartăm cu USR Plus la vremea aceea. Astăzi deja aveți congres, nu? Chiar astăzi. Într-adevăr, chiar a început la ora 9. Deci un congres de fuziune, sau cum se va chema această chestie. Într-adevăr, va fi o fuziune. Da. Este foarte important ca alegătorii să știe că de astăzi înainte vom fi sub un singur partid. Nu mai suntem două partide, ne-am hotărât, ne-am decis să fim un singur partid și să acționați în consecință. Consecință, da. Deci USR Plus se va chema, nu? Sau cum se va chema? Sau încă se duc negocieri. Acum se votează un protocol și după Se vor dezvălui toate. Dar deocamdată în campanie veți intra sub această sub formă de alianță USR Plus. USR Plus, pentru că nu se mai pot schimba lucrurile. Nu mare. Da. Păi, haideți să procedem, ca să zic așa. Ați văzut câți seara adorm într-un partid, se trezesc în alt partid după aceea? Ce părere aveți despre asta? Haideți să începem cu domnul Marius Irimia. Da. Deocamdată, așa cum a spus dumneavoastră, vedem lucrurile astea, lucruri care pe mine unul mă supără, pentru că noi, USR Plus, ne-am făcut cunoscuți sub un simbol. Noi am zis fără penale în funcții publice. Și noi vedem la Piatra Neamț și nu numai, și în județul Neamț, fel și fel de candidați care au probleme cu procese, au probleme de incompatibilitate, au procese cu anii. Putem da exemplu, domnul primar de la Roman, domnul Micu, care până de curând era un penelist înfocat, iar în ultima vreme a îmbrățișat familia social-democrată, fiind de-a dreapta tatălui Arsene. Sau de-a stânga, că nu mai știu. Sau acum. De-a stânga. Că probabil că e de-a stânga. Acum. Fiind de stânga, de va fapt, fi la da, stânga. El vine de dreapta, că vine de la liberal. Da. Era de-a tatălui, am înțeles. Mai avem încă multe exemple, dar aș vrea să amintesc exemplul domnului primar, cunoscut, zic eu, domnul Rotaru de la Alexandru cel Bun, care de o viață face politică, a trecut, cred că, prin toate
toate partidele politice existente. A fost la PD, a fost la agrarieni, a fost peste tot și peste noapte s-a trezit PSD. PSD, bineînțeles, PSD până acum câteva zile. Și acum deodată a îmbrăcat o cămașă galbenă și și-a arătat dragostea către peneliști. Chiar ieri vedeam tot legat de depunerea dosarelor la, de candidatură, am văzut la Roman cum PMP-ul alături de ALDE și alături de PSD au votat pentru acceptarea candidaturii domnului Micu de la Roman. Și ăsta nu este singurul exemplu. Același exemplu de unire, să zic eu așa. Hai să-i spunem coabitare. Coabitare. O vedem și la Borlești, unde aceleași formațiuni politice PSD, ALDE, PMP au votat favorabil pentru depunerea candidaturii domnului Puică, care, bine știm, are niște probleme de incompatibilitate cu ANI. La fel s-a întâmplat și la Dochea, cu domnul Pădurar. Deci nu putem vedea decât că, chiar dacă cele două formațiuni politice, PSD de dreapta și de stânga, cele două mari formațiuni politice, PSD și PNL, ele în presă și așa vor să pară că se scuipă între ele pe românește, ne demonstrează pe partea elaltă că ei se înțeleg foarte bine și colaborează sau pentru... Sau cel puțin la nivel de persoane, dacă nu... Adică există o înțelegere. Iar acum, cum putem comenta ce face PMP-ul? PMP-ul, ați văzut că deodată domnul Dragoș Chitic a îmbrățișat PMP-ul, s-a reîntors în PMP după 4 ani de zile, s-a întors la matcă, așa îmi place mie să-i spun, și... Îl vedem și pe domnul Gavrilescu, care acum câteva zile, săptămâni, spunea că el n-a putut să facă administrație din cauza domnului Chitic, pentru că nu l-a lăsat să facă administrație așa cum ar fi vrut. Acum, deodată, astăzi, o seară, îi vedeam la aceeași masă, foarte prietenoși și ne explicau nouă proiectele de viitor pe care le au împreună pentru Piatra Neamț și pentru județul Neamț. Domnul Gavrilescu a făcut oarecum un pas în spate și un pas în față. A făcut un joc de glezne, așa să spun eu, că a plecat de la primărie, s-a dus către Consiliul Județean. Ca să vedem peste 4 ani că o să se plângă iarăși, o să vină în fața alegătorilor, că nu l-a lăsat președintele de Consiliul Județean să facă treabă cum ar fi vrut el să facă. Cred că eu văd cam aceeași placă, o va spune. Am înțeles. Dați-mi voie, înainte de a-i da cuvântul și domnului Bogdan, să fac și eu niște precizări. Vă spun de ce. Trebuie să schimbăm niște baterii la o lavalieră și trebuie să vorbesc eu câteva minute. E așa este, Bogdan? Da, așa facem. Deci se mai întâmplă lucruri, se descarcă bateriile, mai ales când veniți dumneavoastră, sunteți un pic mai radical, știți? Deci, da. Ce spuneți dumneavoastră este perfect adevărat. Se pare că există în momentul acesta o bulversare totală în mintea unor, să le spunem, politicieni. Pentru că eu am spus de mult că la Piatra Neamț nu se face politică, se minează politica și se face mai mult o politică a intereselor personale sau de grup. Este de noaptea minții, ca la într-un municipiu în care ai avut tot ce trebuia să pui candidat acum pe stânga, pe domnul Micu, când știi că domnul Micu are șanse foarte puține, să-și exercite mandatul. Eu nu spun că câștigă, nu câștigă, participă, nu participă. Dar are șanse mici să-și exercite mandatul după aceea. Adică, despre ce vorbim? Facem această mișcare doar ca să atragem voturi la Consiliul Județean. Atât. În rest, ea nu contează. Iar cel care votează, respectiva persoană, ar trebui să întrebe, doamne, stați un pic, eu dau votul pentru cineva care nu-și poate exercita mandatul? Este un vot irosit, din punctul deci, meu de vedere. Mi se pare că este un vot irosit. Vreau să fiu anunțat când e rezolvată problema cu bateria. Este în regulă. Da, este în regulă. Eu nu văd. Da. Așa, deci, domnul Cosmin, eu tot Cosmin vă spun. Spuneți-mi un pic, nu știu cum vedeți chestia asta. Așa, ca persoană și ca membru al acestei alianțe. Sincer,
chiar asemenea chestiuni au fost motivul pentru care am vrut să mă implic activ în viața, în viața orașului, pentru că o schimbare cu siguranță nu vine singură. O schimbare nu vine dacă nu se pune umărul pentru respectiva schimbare. Nu poți să stai pe margine și să ai tot timpul așteptări ca să răsară așa, să se ivească din neant persoane care să administreze, persoane care să fie de bună credință, persoane care să măcar să încerce să aibă oarecare verticalitate în viața de zi cu zi. Toate aceste frământări, să le spunem locale, că politicele nu că frământări politice nu cred că ar fi cazul să le spunem. Exact. Sunt nici măcar din punctul meu de vedere, cred că nici măcar nu ar trebui vreodată menționate, pentru că în momentul în care se dă circ și pâine, se uită exact ceea ce ar trebui să ofere autoritățile locale. Da, eu vreau să spun că totuși trebuie discutate, de ce? Măcar lumea să știe ce se întâmplă și să încerce să se explice. Cum este posibil ca tu să ieși și să spui așa, eu candidez pentru că e pericol să câștige un candidat de stânga. Și după aceea, reprezentantul partidului tău de dreapta să voteze cu stânga pentru acceptarea unor candidaturi. Exact o asemenea argumentație pusă la dispoziție de respectivele persoane este exact cancerul care este la noi în societate. Și anume, nu poți să spui că vii să candidezi sau să participi în viața orașului pentru ca să împiedici pe altcineva să ajungă acolo. Tu trebuie să fii într-o asemenea postură pentru că îți dorești să implementezi ceva, să ai un plan, să îți dorești ceva pentru comunitatea respectivă. Eu nu spun acum că toată lumea trebuie să nu doarmă noaptea de binele comunității și să ai nopți albe pentru așa ceva. Chiar și pentru tine însuți ca persoană, că și atunci când am lansat candidatura am menționat, nu sunt eu cea mai altruistă persoană sau nu sunt acum persoana care, într-adevăr, vezi, Doamne, noaptea nu doarme de binele celui de lângă mine. Dar chiar și un motiv egoist și acela de a dori să trăiești într-un oraș normal, în care să ai o perspectivă, în care viitorul să poată să îți ofere ceva, chiar și un asemenea motiv egoist trebuie să stea la baza implicării în viața publică, pentru că o detașare de așa ceva nu poate să ne aducă niciodată bine. Iar toate aceste schimbări, plecări de la un partid politic la celălalt, ar trebui totuși să deschidă ochii alegătorilor și să vadă că lucrurile astea nu trebuie să se mai întâmple și că respectivele persoane nu ar trebui să fie niciodată pe radarul cuiva care se prezintă la vot. Da. Asta îmi place mie la reprezentanții USR Plus, că spun lucrurile direct și pe nume. Și eu vă rog ceva, să nu deveniți politicieni. Vă asigurăm că... Vă rog să nu deveniți politicieni. Vă rog să deveniți oameni care fac administrație și fac politică ca să facă administrație. Nu fac administrație ca să poată să devină, să facă politică din aceea de grup. Dacă vă păstrați așa, este un lucru foarte bun. Da. Cu siguranță asta este intenția noastră. Pentru că să vă explic și de ce. În momentul, o să vedeți că toți cei care suntem pe listele de la USR Plus, la consiliile locale sau la consiliile județene, suntem persoane care cumva avem un background. Adică noi am demonstrat cumva și în meseriile noastre, și în cadrul studiilor pe care le-am făcut, și în cadrul vieții de zi cu zi. Noi nu intrăm în politică pentru a ne rotunji veniturile, nu ne intrăm în politică pentru... nu știu, pentru a urca cumva ierarhic pe o scară socială relativă. Pur și simplu noi vrem o normalitate la noi în zonă, în oraș, în județ sau fiecare în comunitatea lui și ne dorim un viitor aici, dar un viitor corect, nu un viitor care să nu aibă niciun fel de direcție. Bun. Haideți, după ce am făcut această trecere în revistă a politicii locale, mă rog, eu vă propun o temă de discuție pe care absolut toți candidații care au venit aici, poate cu o singură excepție, am mai discutat despre ea,
când s-a vorbit cu cei de la Pro-România, nu se vorbește clar, direct și tranșant despre o zonă de, cum să-i spunem noi, nu de sifonat, de dispărut așa, bani publici. Societățile, Consiliul Local, teoretic, mulți spun societățile primăriei, în realitate sunt societățile municipiului și care ar trebui să deservească cetățenii municipiului. Eu nu știu, eu recunosc, discuția este destul de delicată pentru un candidat, pentru așa ceva și pentru un consiliu, un consiliu local. Dar ce ne facem, domnule, cu aceste societăți? Cum trecem de la situația actuală spre o, spre o situație în care societățile respective să devină ceea ce ar trebui să fie? Prestatoare de servicii de calitate și cât se poate de accesibile pentru populație. Marius, nu cred că te bucură foarte tare subiectul, dar... Pe mine chiar mă bucură acest subiect. Oh, asta e o noutate. Deci chiar mă bucură acest subiect. Chiar când am început competițiile interne, primul subiect care l-am discutat în interiorul partidului a fost aceste societăți ale Consiliului Local. Aceste societăți care eu nu o să-i menajez. Sifonează banii publici. Pentru că de asta sunt, să arăt oamenilor și să spun verde în față că aceste societăți nu au alt scop decât de a sifona banul public, de a-l face pierdut, așa, hai să spunem, să vă imit pe dumneavoastră. Dar, mulțumesc! Dar aceste societăți, trebuie să plecăm de la un fapt dat. Aceste societăți există. Sunt 6 la număr, dintre care 2 sunt în insolvență. În insolvență sunt CMI Urbanu, care, din punctul meu de vedere, este artificial ținut în insolvență, pentru că ar putea să iasă din insolvență, și Perla, societatea Perla, care acolo discuția este mai complicată, pentru că acolo sunt niște credite foarte mari pe care le-a creditat Consiliul, le-a preluat Consiliul Local și acum plătește datoria. Dar celelalte 4 trebuiesc reorganizate. Haideți să le amintim. Cele 4 sunt Salubritasul, parkingul, Publiservul și Locatiservul. Iar noi, împreună cu Cosmin și împreună cu colegii, am ajuns la concluzia că societățile Consiliului Local trebuiesc reorganizate și concluzia noastră este că trebuiesc comasate într-o singură societate a Consiliului Local. Asta este o noutate. Eu am auzit discuții de genul, hai să le desființăm, hai să facem o tăietură radicală, și mă așteptam sincer ca cei de la USR să vină cu asemenea abordare. Dom'le, hai să desființăm și să facem altă chestie. Interesant. Nu. Soluția cea mai bună este să le comasăm, pentru că aceste societăți ale Consiliului Local vin după ele cu directori, cu CEA-uri, cu consilii de administrație, cu adunarea generale a acționarilor, care generează costuri. Care generează costuri, într-adevăr. Gândiți-vă că dacă odată cu comasarea societăților Consiliului Local vom avea 2 directori în loc de 12, 14, cât sunt acum, și în loc de 6 sau 5, 30 de membri ai Consiliului de Administrare, vom avea 5 membri de Consiliu. Iar cei din AGA vor fi, în loc de tot 30, vor fi doar 5. Eu înțeleg foarte bine că până acum s-a mers pe chestia că trebuie să mulțumim activul de partid și să le dăm și celor care nu intră pe lista de consilier local, să le dăm și lor ceva. O feliuță din tortul bugetar local. O feliuță care tortul a devenit din ce în ce mai mic și feliile din ce în ce mai mari. Iar noi, USR Plus, vrem să terminăm cu înfructarea asta din tort și să reușim să facem acea viitoare societate a Consiliului Local să fie funcțională, să deservească domeniul public și pietrenii din Piatra Neamț, nu să deservească partidele. Pentru că, așa cum vedem acum, din societățile Consiliului Local sunt împărțite între PNL și PMP, ca și director vorbesc.
Am înțeles. Da, e interesant. Interesant. Icomasăm, da? Da. Reducem numărul de membri în Consiliul de Administrație care, hai să facem o precizare, sunt plătiți cu cât? 10% parcă, nu? 10% din salariul din salariul managerului. Și atunci, poate ei sunt interesați să facă salarii cât mai mari la manager. Să semneze și să ridice, să voteze. Bun. Agamani, aici e o altă discuție pe care o să o deschid eu la un moment dat. Ce fac ei cu adevărat în respectivele organisme și ce ne facem cu oamenii care muncesc? Oamenii care muncesc cu adevărat nu au de ce să-și facă griji. Noi nu venim prin comasare, nu dăm oameni afară. Din contra, noi vrem să angajăm oameni care, oameni de execuție, oameni care muncesc cu adevărat. Acei oameni care, într-adevăr, mătură străzile, care se ocupă cu plombarea străzilor, oamenii care muncesc și la parking, că parkingul este așa, un subiect, este o societate, din punctul meu de vedere, artificială 100%, pentru că membrii de conducere sunt aproape la fel, numărul membrilor de conducere este același cu numărul celor care muncesc. Într-o societate în care vopsesc câteva parcări din orașul Piatra Neamț. Deci acea parkingul se poate transforma imediat într-un compartiment al viitoarei societăți a Consiliului Local. La fel, haideți să vedem Publiserv. Publiservul este societatea cu numărul cel mai mare de angajați. Dar această societate, pe lângă faptul că are 3 directori, această societate nu este lăsată să își facă treaba, din punctul nostru de vedere. În ce sens? Pentru că ei răspund comenzilor din primărie. Ei nu decid ei singuri ce trebuie să se facă ca să se stopeze numărul ăsta de gropi, de guri de canal care nu sunt ridicate la nivel, de trotuare, trotuarele care arată jalnic și... Pe deasupra, o parte din lucrările care ar trebui să revină Publiservului sunt subcontratate de către alte firme. Să nu ți-uiți vorba. O să intrăm în amănunte. Înainte de a intra în amănunte, vreau și părerea economistului, ca să zic așa, capul limpede. Mi se pare interesantă ideea. Deci, mi se pare interesantă. Haideți, din punctul de vedere al economistului, cel care stă cu creionul, cu pixul și le analizează. Așa este. Din punctul meu de vedere, este o chestiune care poate fi ușor realizabilă, presupune oarecare costuri, dar care sunt neglijabile raportat la puterea financiară a firmelor. Pe lângă aceasta, toate aceste firme sunt ca niște persoane obeze, care au nevoie de o eficientizare a activității lor. Cu siguranță, în urma unei asemenea comasări, a cărei formă juridică, sub ce formă juridică vom vedea cum va fi efectuată, se va avea numai de câștigat. Pentru că imaginați-vă următoarea chestiune. Primăria și Consiliul Local este în postura în care să aibă toate pârghile. Este ca într-un meci de fotbal în care tu centrezi, tu dai cu capul, tu faci tot. Ideea e în felul următor. O asemenea abordare permite o conlucrare mult mai eficientă între primărie și societățile respective, o alocare mult mai eficientă de conturi, de costuri și o verificare mult mai clară a activității din firmele respective. Gândiți-vă cum ar putea fi ca primăria să prezinte un plan de dezvoltare a orașului, mă refer urbanistică, de reparat străzi, trotuare sau de diferite amenajări, pe care să nu trebuiască să te duci să-l rezolvi în 4 locuri și fiecare să aibă câte o părere și să te poți duce către o singură entitate care, apropo, aparține de primărie. Și încă ceva, mă scuzați că intervin. Cum ar fi, de exemplu, să te duci și să spui așa, eu trebuie să repar strada asta, da? Strada asta are și parcări care țin de parking, are și spații verzi care acum țin de urban. O mulțime de lucruri și atunci, într-adevăr, stați un pic, hai să vedem. Nu suntem cu ochelarii de cal.
noi reparăm strada și ne doare după aceea fix în spate de ce s-a discutat. Nu. Hai să vedem. Nu ne mai întoarcem aici decât când va fi cazul, peste un an, doi, trei, dacă s-a întâmplat ceva. E într-adevăr, din punctul ăsta de vedere, o chestiune... Așa bună. Este. Să vă dau un exemplu dintr-o experiență proprie. Vă pun la dispoziție documentele după emisiune, dacă doriți. Cu mare drag. În momentul în care am fost nevoit să trag canalizare undeva pe o stradă aici, în oraș, bineînțeles că au trebuit să obțin o droaie de aprobări. Bineînțeles că a trebuit chiar să închiriezi suprafața de teren pe care s-au desfășurat lucrările, în condițiile în care la final canalizarea respectivă nu mai este a mea, ci revine tuturor și toți vor beneficia de ea. Dar nu asta vreau să subliniez. În zona respectivă a trebuit să fie turnat asfalt. Ce se întâmplă? Era o perioadă de sfârșit de primăvară, început de vară, încă nu începuse la stația de asfalt să fie produs asfaltul. Bineînțeles că a trebuit să pun pavele și iar reprezentanții primăriei au tot făcut presiuni, puneți asfalt. Ok, am mers, la cine puteam să merg? La PubliServ, cei care se ocupă de asfaltare. A trebuit să aștept 3 săptămâni. Dumnealor au venit, au asfaltat la un preț astronomic, dar nu asta este interesant. Interesant este că aceeași stradă, la nici 2 săptămâni după ce a fost asfaltat bucata respectivă unde am avut lucrări, întreaga stradă a fost asfaltată cap-coadă. Adică banii respectivi au fost aruncați pe fereastră, în condițiile în care presiunile pentru a fi asfaltat au venit din partea unui reprezentant al primăriei, care, întrebat de: domnule, dar nu știați că nu aveți un plan de viitor în care să știți ce străzi vor urma a fi asfaltate? Mi-au spus că nu s-a știut. Iar în momentul în care am trimis hârtie oficială către primărie pe e-mailul lor, am primit răspunsul că în urma lucrărilor desfășurate de dumneavoastră, noi am hotărât să asfaltăm strada. Vă pun la dispoziție hârtia după emisiune. Cu toată, deci, nu eram implicat ce atunci. Ce este mai mult de demonstrat? Deci, primul gând mi-a fost ok, haideți să mai au încă vreo 10 aprobări pe vreo 10 străzi, poate le asfaltați și pe ele. Da, da. Deci, e o idee. Ce să mai faci? Da, așa este. Deci este clar că... Râsul plânsul, de fapt, și de drept. O soluție integrată este mult mai bună decât ce se întâmplă acum. Da. Garantat. Să ne întoarcem la prima idee. Societățile primăriei, locuri în care cel puțin o parte din bani dispar. Și eu nu mai mi-aduc aminte așa. Primăria are un buget pe care îl acordă acestor societăți. Și luăm PubliServ. 10 miliarde, 10 milioane, 14 milioane, 16 milioane. Depinde de an. Dacă e an electoral, mai mult. Dacă e an post-electoral, mai puțin. Depinde de așa. În momentul în care intri în amănunte și spui, bă, ia să vedem noi ce e cu PubliServ. Și eu mă duc așa anul 2016. Ca să nu zic. Deci, se fac lucrări de către PubliServ, din care, cum se cheamă alea, că eu nu mă prea pricep la chestiuni tehnice, subcontractate, da? Subcontractate. Așa. Adică, el le primesc și zice, dom'le, noi suntem o societate bună, a primăriei, avem de tătii, facem de tătii, da, ne gândim să mai ajutăm și pe alții. Vedeți, este o delegare de delegare de competențe. Competențe. Și avem lucrări subcontractate, deci pentru anul respectiv, de 1.895.110,58 bănuți. Adică cam 20% din valoarea contractului, cel puțin așa. Plus că s-au mai închiriat utilaje și astea, s-a ajuns la o valoare totală de 3.126.000 atunci. Vreți și lista cu societăți? Da, există. Pot să o bănuiesc, lista cu societăți. Probabil că sunt aceleași societăți care... Haide să vorbim un pic pe subiectul ăsta. Te rog. Haideți să venim cu un exemplu de actualitate. În primăvară s-a decis să se repare locurile de joacă
din municipiul Piatra Neamț. Și s-a decis ca Publiservul să repare acele jocuri. Era, au un contract locurile de joacă. Nu neapărat că au un contract, dar se pot, se pot plia. Plia foarte bine. Se poate plia orice societate să repare niște locuri de joacă, adică să bată niște scânduri și să vopsească niște garduri. Dar Publiservul ce a zis, domnule, noi nu putem să facem lucrarea asta și a subcontractat-o. Și este o lucrare în valoare de 2.400.000.000. Vorbim de lei vechi. Aici eu nu înțeleg de ce Publiservul, dacă tot timpul spune că nu avem bani, o ducem greu, nu avem cum să dăm salariile la timp angajaților, de ce nu trag de fiecare lucrare care vine din partea primăriei și să nu o mai subcontracteze către alții? Avem exemplu dispenserilor, care au fost în perioada de urgență. Celebrul contract cu dispensere de la scara blocurilor, ca să înțeleagă oamenii despre ce este. Am înțeles că și Curtea de Conturi a intrat pe firul ăsta, vedem care sunt concluziile Curții de Conturi. Dar, tot la fel, s-a cheltuit o sumă impresionantă pentru montarea 1.820 de dispensere, efectiv de dat două găuri într-un perete și de montat un o bucățică de plastic care are un orificiu în care pui... Cât credeți că, după dumneavoastră, cât credeți că ar fi costat dat două găuri în perete și montarea acelei bucăți de plastic? După dumneavoastră. Dacă era după mine, eu cred că n-ar fi costat nimic. Mă duceam la ea de acolo și le spuneam, bă băieți, ăsta e dispenserul, asta e aia. Vă rog eu frumos, puneți-vi-l pe scara blocurilor. Aveți perfectă dreptate. Dar dați-mi voie să vă spun că acea operațiune care durează un sfert de oră, maxim, a costat 120 de lei. Pe bucată. Pe cartier. Nu. Pe fiecare scară de bloc. 120 de lei. Să vii cu bormașina să bagi două găuri. Dar de ce acea activitate n-a putut fi dată Publiservului? Pentru, fiind Publiservului. Fiind sau locativului, că tot se ocupă de administrarea unor locuințe. S-a ales... Au contactele clare la toate asociațiile și să le poată... Da, deci aveau, pentru a face cum să spun, pârghile necesare. Pârghile necesare. Da. Dar ea s-a ales... Vă rog să interveniți unul, mai ales s-a ales să se dea unei alte firme. Eu, acum o lună de zile, am făcut așa o situație a achizițiilor directe, publice directe, în ultimii 3 ani de zile de la primăria Piatra Neamț. Și știți ce are ieșit? Că în fiecare an, aceleși 4-5 firme sunt... la bucata aia mare de tort din primărie. Sunt aceleași firme care și în 2018, și în 2019, și în 2020 se înfruptă din bucata de tort a primăriei. Și asta nu e nimic, dar analizând mai în amănunțit, am observat că acele firme au o legătură strânsă cu PMP-ul din Piatra Neamț. Și acum în urma mișcării făcute de domnul Chitic ieri prin plecarea lui la PMP, a venit și răspunsul, că tot întrebam, domnule, dar de ce dă la PMP și de ce nu dă la PNL totuși, de ce nu dă la partidul care îl reprezintă? Și acum îmi dau seama de ce a dat la PMP și cred că ăsta a fost planul domnului Dragoș Chitic încă de la bun început. Adică să financeze firmele de casa a PMP-ului, pentru că el știa că la un moment dat se va întoarce în PMP și... Da. Vă rog. Vedeți, noi avem aici o problemă sistemică pe care o observăm nu doar în Piatra Neamț, ci o observăm la nivel național. Ca să poți să faci o analiză la tot ceea ce înseamnă ordonanțările de plată făcute de primărie, cheltuielile efective făcute de către firmele care sunt contractate sau subcontractate de primărie, este aproape imposibil să o faci fie în mod oficial, fie bazându-te pe datele care sunt publicate pe site-urile lor sau pe site-ul primăriei sau din alte surse. Singura soluție este să încerci să afli cumva din interiorul lor anumite informații. Este o problemă cu care se confruntă societatea de foarte mulți ani. Oricât de mulți ai dori și oricât de specialist ai fi, în momentul în care
nu ai acces la suficiente date, de fapt și de drept, nici nu poți să tragi niște concluzii. Cu atât mai puțin niște concluzii care să fie pertinente, dar mai ales utile, în sensul de a putea să organizezi sau să reorganizezi anumite activități pe viitor. Soluția la așa ceva este cât se poate de evidentă. Bineînțeles că nu s-a dorit a fi vreodată implementată. Singura soluție pentru așa ceva este o transparentizare cât se poate de radicală și de totală a tuturor acestor operațiuni. Trăim într-o perioadă în care accesul la informație este facil, este ușor, poți să intri pe un site și de acolo să poți să, ar trebui să ai la dispoziție toate documentele necesare pentru o corectă informare. Cu atât mai mult cu cât banii despre care discutăm sunt, bineînțeles, bani publici. Nici nu mai discutăm. Sunt și banii dumneavoastră și ai mei. Sunt și eu curios să văd pe ce sunt ei cheltuiți. Menirea unui consiliu local nu este să fie prezent la niște ședințe, să ridice de 2-3 ori mâna, să citească niște numere de propuneri de hotărâri și să plece acasă. Menirea unui consiliu local este să creeze un cadru pentru a putea să ajungem într-un punct în care să ducem o viață normală. Acest cadru înseamnă și o transparentizare a tuturor operațiunilor făcute atât în primărie, cât și în cadrul acestor societăți satelit ale primăriei. Haideți să vă spun ceva. Știți că există o modalitate prin care am putea afla toate aceste lucruri? Fiecare consilier local este obligat să depună un raport pentru activitatea din anul trecut. Vreți să ne distrăm un pic? Ne distrăm. Nu dau nume, că îi cunosc și chiar mi-e jenă mie. Am ales consilieri buni care au vrut să se implice. Deci, un consilier care este chiar un consilier care vrea să se implice și s-a dus așa și care spune așa: am participat la ședințe, ceea ce e în fișa postului. Am discutat proiecte, etc. Prin hotărârea Consiliului Local am fost semnat membru al Adunării Generale a Acționarilor la SC CMI Urban și urmează raportul. În limitele competențelor stabilite de legea 85/2014, împreună cu administratorul judiciar și administratorul special, m-am implicat în rezolvarea problemelor cu care se confruntă această societate comercială. Punct! Păi măi, oameni buni, care sunt problemele astea? Că aș vrea să știu și eu. Și care sunt soluțiile pe care le-ai găsit? Exact! Vreți să mergem mai departe? Cred că a fost cu un copy-paste pe altă parte. Deci, altceva. Altul. Ca membru în AGA de la Perla Invest. Nu întâmplător am ales cele două societăți care sunt în insolvență. Societate aflată în insolvență, am participat la adunările generale. Am studiat documentele financiar-contabile pentru a avea o imagine clară a istoricului acestei societăți, a posibilităților de redresare și eficientizare. Am avizat bilanțul și balanța financiar-contabilă, constatând că pe anul 2016, societatea a înregistrat profit. Haideți să nuanțăm un pic aici. Aceste societăți care aparțin primăriei sunt cumva nici cal, nici măgar. Pentru că, din păcate, așa este legislația. Să vă explic de ce. Orice SRL, orice SA, dacă este să ne gândim la noțiunea lor și motivul pentru care există, sunt societăți cu scop lucrativ, adică să obțină profit. Da, pe de o parte. Dai salarii, vrei să ai un profit, vrei să trăiești mai bine, etc. Bun. Pe de altă parte, este cealaltă componentă, și anume faptul că ele trebuie să îndeplinească necesitățile unei primării, care are total alte interese, și anume să facă lucruri bune cu niște costuri minime. Cele două noțiuni se bat cap în cap. De asta este o problemă în a putea face o analiză și în afirmația celor care și-au făcut. Consilierilor locali, da. Dacă vii și spui că ai avut profit și te lauzi cu asta, înseamnă că ce ai făcut? Că ai suprataxat primăria, ceea ce înseamnă că ai fi putut avea totuși niște costuri mai mici pentru primărie. Adică ceea ce înseamnă că pe undeva primăria a fost prejudiciată de niște sume. Adică noi toți a trebuit să plătim niște sume mai mari pentru ca respectiva societate să înregistreze profit.
Ceea ce nu ar fi fost o problemă dacă acesta ar fi fost folosit pentru, nu știu, pentru o investiție, pentru o achiziție de utilaje. Dar nu cred că a fost cazul de așa nu ceva. Nu e cazul de așa ceva. Domnul Marius. Oh. Deci sunt atâtea lucruri de sunt discutat de și atât de direct. Încât nu ne ajunge ora asta și nu știu care să nu o nu e problemă, mai stăm, domnul Marius. Dar adică am putea vorbi o zi întreagă despre societățile Consiliului Local și ceea ce se va putea face pentru a se scoate din această... Ajungi primar. Vei accepta vreodată ca membrii din Consiliul Local, care fac parte din Alianța USR Plus, să ne facă un asemenea raport? Sau raportul primarului să conțină doar datele pozitive ale activității? Pentru că niciodată. Uitați, colegul meu este expert în audit intern, expert în probleme economice, financiare și vă dați seama că și ceilalți colegi sunt poate nu la fel de bine pregătiți, dar sunt foarte bine pregătiți în domeniile fiecăruia. Pe domeniul fiecăruia și pentru a face bine municipiului. Da, ca să vă răspund tranșant, nu voi accepta niciodată un astfel de raport de activitate din partea unui consilier local. Cum a spus și Cosmin, consilierul local trebuie să facă mult mai mult de a ridica mâna. Trebuie să se implice, trebuie să citească dinainte care sunt... Atribuțiile, care sunt ce îmi scap acum cuvântul, care sunt trecute pe ordinea de zi, care sunt deci, materialele care sunt trecute pe ordinea de zi. Marius, uite, îți citesc dintr-un material din Mesagerul de acum 4 ani, că suntem tot așa în perioadă de alegeri, știi? Am insistat să vedem câți bani a încasat Locativ Serv, e vorba de societatea aceea care administrează, gestionează fondul locativ care ține de municipalitate. Pentru fiecare serviciu și cât este comisionul. Că ei trăiesc practic dintr-un comision. Și am primit lămuriri la vremea aceea care spune așa. Din cei 1.638.671 de lei virați de Locativ Serv către primăria Piatra Neamț, 1.638, societatea a primit înapoi 1.233.450 de lei și 61 de bănuți, ca să fim foarte exact, reprezentând contravaloarea utilităților din Mall Forum Center, atât pentru serviciile publice, cât și pentru chiriașii din Forum Center, utilități pe care Locativ Serv le-a achitat mai departe către furnizori în baza prevederilor din contracte de prestări servicii. Asta înseamnă ceva de genul ăsta, și cam așa, nu? Cred că cam și, așa. Și cu picioare. Un yoghin din ăla senzațional care își aduce piciorul pe după gât, bagă mâna pe sub picior și o scoate spre bugetul local. Sau nu văd o altă imagine. Adică mi se pare infernal. Și nu numai urban, nu numai Locativ Servul sunt în situația asta. Toate societățile Consiliului Local sunt în situația asta de a face o yoga pentru a ne arăta nouă cât de mult lucrează ei pentru binele nostru. Dar, de fapt, ei lucrează pentru binele partidului care le reprezintă. Și vedeți, dumneavoastră, informația ați obținut-o pentru că ați făcut o adresă și pentru că ați vrut... Nu, că ne-am dus noi să documentăm. Că altfel okay. Nu, dacă faci adrese... Și v-ați documentat dumneavoastră, dar o asemenea situație, în momentul în care ar exista, repet, o transparență, nu ar mai putea să se întâmple, pentru că m-aș uita și eu, s-ar uita și Marius, s-ar uita și toți cetățenii din Piatra Neamț interesați și cu siguranță ar putea să sesizeze lucrurile acestea și să pună o presiune mult mai mare și mult mai rapidă pe asemenea chestiuni. Domnul economist, domnul candidat, Mall Forum Center, la nivelul anului acela, așa. Chirii și utilități, da? Că ne-au spus că plătesc utilitățile pentru așa. Păi valoarea chiriilor încasate la 6 luni era de 174.117 lei. 174.117 lei. Iar utilitățile care trebuiau plătite erau 340.329 de lei. Adică dublu. O eficiență extraordinară. Maxim. Deci, ce poți să spui? Mai ai ceva de spus? Iar, cum să vă spun eu, acolo, dacă analizăm cine sunt chiriașii și
ce se întâmplă, deja avem o altă. Exact. Și probabil că și-au dat și prime directorii pentru că au reușit acest mare rezultat. Este o struță, cum spuneai, este o... Nici cal, nici măgar. Culmea e că dacă ar fi măcar catâri ca să... Să tragă și să meargă... Vedeți, dumneavoastră, suntem și moștenitorii unor investiții prost făcute, prost gândite și care, chiar dacă așa au fost făcute, nu a avut nimeni nici măcar buna intenție și să nu mai vorbesc de imaginație pentru a încerca să le întoarcă înspre folosul nostru, înspre folosul comunității. Haideți să vă dau un exemplu, că referitor la ceea ce s-ar putea face, la ceva care ar putea să întoarcă asemenea situații. Spuneați mai devreme că sunt acolo cheltuielile cu utilitățile mai mari decât valoarea chiriilor încasate. Este, nici nu are rost să mai discutăm așa ceva, este strigător la cer. Imaginați-vă, de exemplu, o asemenea clădire care nu poate să aibă destinații foarte, foarte multe din cauza felului în care a fost construită. Dar imaginați-vă un asemenea loc în momentul în care ar putea fi folosit pentru dezvoltarea comunității, pentru a fi pus la dispoziție, de exemplu, și acesta, aici aș vrea să vă spun și de un plan al nostru de viitor care nu s-a născut doar așa din... Chiar vă rog, din, vă rog să-l comentați. Care nu s-a născut doar așa din neant, ci chiar am stat într-o echipă destul de să-i spunem, destul de largă și din mai multe domenii, o echipă pe care am avut ocazia să o încropim și să o organizăm la noi în cadrul partidului. Vă spun în felul următor. Imaginați-vă, de exemplu, cum ar putea să existe în Piatra Neamț o noțiune, să zicem, de hub informatic, de hub IT. Adevărat. Adică... Nu ce există acum la Rubik Hub. Nu, aia este altceva. Eu vorbesc de o chestiune care să fie organizată la nivel central, de către primărie, de către autoritățile locale și nu sunt povești spuse. Am stat, de exemplu, cu colegi precum Alex Doroftei, cu Ovidiu Burlacu, am discutat cu oameni care sunt din Piatra și care sunt în București și lucrează în domeniul despre care discutăm, în domeniul informatic. Imaginați-vă următorul lucru. Dacă primăria ar reuși să organizeze aici, să pună bazele unui nucleu, care ce să însemne? Să însemne un nucleu care să asigure joburi pentru pietreni pentru viitor. Adică să ajungem în punctul în care niciun pietrean să nu aibă un job. Și asta nu este doar o pură demagogie sau niște vorbe aruncate în vânt. De exemplu, dacă primăria ar putea pune la dispoziția oricărei persoane juridice, oricărui antreprenor din domeniul IT, care IT nu înseamnă doar o parte de programare sau ceva, are în domenii. Dacă ar pune o clădire, de exemplu, cum este acest mall, la dispoziția lor, în care chiriile respective să fie, bineînțeles, să acopere ceea ce înseamnă cheltuielile cu utilitățile curente. Dar care să știm că în respectivul loc, toți cei care sunt antreprenori în domeniul acesta pot să vină și să găsească niște birouri și să și le amenajeze și să aibă parte de niște chirii foarte ieftine, în momentul respectiv s-ar crea ca și loc o zonă în care să spunem că începe să fie atractivă pentru ei. Acest lucru nu este suficient. Orice antreprenor, orice firmă din ziua de astăzi are nevoie de o componentă esențială, care nu prea se mai găsește din cauza emigrației, forță de muncă. O a doua componentă pe care primăria ar trebui să o susțină și să o implementeze și să o organizeze este următoarea. Ca să poată să pună forță de muncă la dispoziția unor asemenea persoane, trebuie să organizeze cursuri de pregătire pentru toți cei interesați. Gândiți-vă că avem în cadrul orașului niște licee care au o experiență extraordinară în acest sens. Și avem licee și un liceu de informatică. Da, toate. Eu am fost da. Elev al liceului de informatică, dar și Rareșul are, și Hogașul are secții de informatică, și Auto are secții de informatică. Toate acestea presupun că sunt și profesori
în acest domeniu. Imaginați-vă următorul lucru. Dacă sub egida Consiliului Local s-ar organiza diferite cursuri pentru diferite niveluri de pregătire, de la absolvenți de liceu până la persoane în vârstă, pentru că la fel ca în fiecare meserie este necesar să fie, persoane pregătite la diferite nivele, nu toate trebuie să fie super pregătite. Dar o asemenea pregătire care să fie făcută pornind de la know-how-ul cadrelor didactice, la care să se adauge o strânsă legătură cu mediul privat, adică să nu se facă niște cursuri inutile, ci cursuri aplicate care, în urma cărora, dacă le absolvi, să ai și cunoștințele necesare ca imediat să poți să te angajezi. Da. Dacă toate astea ar fi aici grămadă într-un nucleu și la care s-ar adăuga și o promovare din partea primăriei, adică nu să stai și să organizezi concerte, poți să organizezi traininguri, cursuri cu speakeri, poți să organizezi panglici, evenimente. Fără să tai panglici. Exact, poți să organizezi evenimente. Gândiți-vă, nu vă mai insist neapărat pe chestiunea asta, dar vă spun, imaginați-vă cum ar fi ca Piatra Neamț să fie pe harta țării orașul în care se organizează, de exemplu, diferite finale sau jocuri pentru jocuri pe calculator pe care le joacă totul, nu știu, de la FIFA până la diferite jocuri. Și nu numai jocuri, pot să fie și alte evenimente. Exact, alte evenimente pentru diferite meserii. Cum ar fi să știe că Piatra Neamț, da, este orașul în care medicii de obicei se duc la conferințe organizate. Gândiți-vă că așa ceva este necesar în fiecare meserie. De pe vremea doctorului Răzeșu s-a cam pierdut obișnuința asta. Toate meseriile liberale trebuie să îndeplinească anumite criterii de pregătire continuă. Primesc o mulțime de mesaje apropo de acea societate a primăriei. Bine, sunt mulți care spun că societățile sunt consumatoare de bani și că trebuie să încăpușe, etc. și trebuie făcut curățenie. Asta o să facem. Spuneți-mi un pic, cum selectați șefii la o asemenea societate? Că până acum șefii se selectau așa. Din cadrul partidului. Din cadrul camarilei, că tot vorbeam de locativ serv. Știți cine a fost primii șefi la locativ serv? Nu cred că îmi puneam problema. Vă spun eu, dacă vă spun ceva numele astea. Vasile Adrian Niță. Da. Ce vă spune domnul numărul? Este membru la PDL, când era membru la PDL. Era membru în PDL. Acum este consilierul la PSD, la domnul Arsene. Da. La vremea aceea era tineretul PDL și după aceea a ajuns pe la Sport, unde erau doi directori, unul câștigat, unul așa. După aceea a ajuns, acum hai să trecem peste Monica Macovei. A fost director și la Publiserv. Da, a fost director la Publiserv, dar a fost la locativ serv printre primii administratori. Mai vreți un nume? Avocatul Vinegerski. Da, la fel. Care a ajuns director la spital. În epoca Arsene, da? Și a plecat de acolo și, mă rog. Deci, cum veți selecta oamenii? Vom apela la o societate de headhunting. Haideți să explicăm ce înseamnă asta. O societate specializată în găsirea de oameni pricepuți care sunt specialiști într-un anumit domeniu, da? Administrare de firme, Da. Ceva, exact ceea ce a spus dumneavoastră, vom apela o asemenea firmă care să ne aducă un om pregătit cu adevărat, apolitic, fără să făcut politică la viața lui, care să știe să facă, să managereze o firmă. Pentru că asta ne interesează, să acea societate să fie bine condusă. Nu trebuie să răspundă presiunilor făcute de o anumită formațiune politică. El știe să-și facă treaba și trebuie lăsat să-și facă treaba bine, pentru interesul pietrenilor, pentru a ajuta pietrenii să aibă o viață mai bună, o viață mai frumoasă, să fie curățenie pe stradă, să fie trotuarele bine așezate, pavelele pe trotuare, să fie gurile de canal îndreptate, dezinsecția să se facă la timp, toate
nevoile pe care le avem noi pietrenii să fie făcute bine și la timp. Bun. Mai avem câteva minute și aș vrea în aceste minute să răspundem și la câteva dintre provocările care ni s-au făcut de către telespectatori. Se vorbește despre achizițiile directe de la Primăria Piatra Neamț. Ce știți despre aceste achiziții directe? Dacă știți, știu mai multe lucruri. Acum trebuie să mă repet, achizițiile directe sunt cele mai mari, sunt făcute de același film. Acum trebuie să mă repet. Bun, dar de ce credeți că se fac achiziții ale acestea directe? Eu am o ipoteză a mea. Când domnul Chitic a fost la PMP, probabil că avea în agenda telefonică niște numere a unor constructori din Piatra Neamț. Iar când a plecat la PNL, nu și-a mai reînnoit acea agendă telefonică și el când se întâmplă ceva în Piatra Neamț, are pe apelare directă, probabil o firmă, două, pe care îi roagă să vină să rezolve problemele din Piatra Neamț. Pentru că altfel nu mi-e explic de ce toate lucrările mari, cu mulți bani, se duc către aceleași firme. Dacă vine cineva să-mi explice, a venit domnul Gavrilescu la un moment dat, că domnule, este bine ca banul să rămână, să se întoarcă în Piatra Neamț, am stat și am studiat două firme, sunt la Căciulești, la Giro. Deci pică acea logica lui domnului Gavrilescu, dar logica e, probabil vroia să spună că firmele sunt APMP-uri. O întrebare care probabil că vă ridică mingea la fileu, dar e interesantă, vreau să aud și eu explicația. Bună dimineața, am și eu o întrebare pentru domnii de la USR. Au de gând să unească și să facă o echipă cu cei de la PNL? Asta după ce a făcut domnul Chitic și crește șansele altora, au de gând să facă echipă, pentru că altfel e aproape imposibil să câștige dreapta. Dacă se unesc, cu siguranță vor câștiga. Ei să-l susțină pe candidatul PNL la primărie, iar cel de la PNL să susțină candidatul USR la CJ. Că doar așa câștigă sigur. Povestiți-ne un pic pe subiectul ăsta, că eu știu că au existat. Au existat discuții. Multe discuții, dar din păcate cei de la PNL au fost foarte încăpățânați și, să vă spun pe românești, nu ne-au băgat în seamă. Au zis, domnule, nu, noi câștigăm Consiliul Județean și fără ajutorul USR-ului, luăm primăria și fără ajutorul USR-ului, fiecare merge pe drumul lui. Noi tot am insistat și am zis, băi, haide totuși, dacă tot luptăm, ei mimează o luptă împotriva domnului Arsene. Vă spun, doar mimează, pentru că ultimile mișcări care s-au făcut în ultimile zile ne arată că ei n-au niciun interes să-l dea jos cu domnul Arsene, ci să-l țină în continuare, ei să facă împreună afacerile pe care și le-au propus ei. Și din acest motiv, ei nu au dorit să facă un protocol, o alianță cu USR Plus. Da. O doamnă spune, înțeleg că susțineți depolitizarea funcțiilor de conducere și puneți accent pe profesionalism. Exact asta. Nu doar depolitizare, cât și să le comasăm pentru a fi un singur director și a mai da o gură de oxigen primăriei care și așa este înglobată în atâtea datorii. Am făcut un scurt calcul pe an de zile. Dacă dăm jos cheltuielile doar de conducere, se economisesc undeva între 12 și 14 miliarde pe an. Pe 4 ani, faceți dumneavoastră, dar ce s-ar putea face? Sunt niște costuri enorme la capitolul acesta. Gândiți-vă că fiind societăți mari, toate aceste societăți presupun niște compartimente referitoare la costuri indirecte foarte mari, contabilitate, diferite chestiuni de administrare, niște servicii externe contractate, chiar inclusiv de audit intern sau diferite acreditări. În momentul în care acestea ar fi sub o singură umbrelă și sub o singură entitate, cu siguranță toate costurile acestea vor fi evitate. Și încă o chestiune, mi-aș dori foarte, foarte mult ca în momentul în care alegătorii vor ieși la vot, să se gândească la următoarele lucruri. Toți cei care au fost până acum la conducere, indiferent de culoarea lor politică, au avut pârghiile acestei schimbări pe mână. Niciodată nu au fost dispuși să le facă și nici nu le-au făcut, bineînțeles. Nici nu le-au luat în calcul, eu n-am auzit vreodată. Adică fiecare persoană trebuie să înțeleagă că în momentul în care, dacă de o anumită perioadă de timp, lucrurile nu se schimbă și nu evoluează sub nicio formă în direcția dorită, este momentul unei schimbări. Adică dacă de 16 ani administrația PDL, PNL în Piatra Neamț sau la nivel local, la nivel județean, celelalte administrații care s-au perindrat,
nu au făcut sub niciun fel performanță, este cu siguranță momentul unei schimbări. Este greu de înțeles că să mergi și să votezi doar în prisma faptului că ești fan al unui partid, dar oamenii ar trebui să facă o distinție între doctrină, într-adevăr unii poate sunt, cred într-o doctrină mai socială, alții poate cred într-o doctrină conservatoare sau într-o doctrină liberală. Dar trebuie să înțeleagă și următorul lucru. Doctrinele acestea în care persoanele cred nu înseamnă și partidele care se afișează cum că ar fi de stânga sau de dreapta. Diferența de la doctrină la faptă este de la cer la pământ. Este un ecart extraordinar între cele două. Pe final de emisiune, Marius Sirimia, candidatul USR Plus pentru funcția de primar al municipiului Piatra Neamț. Te rog, ne vom mai întâlni probabil pe parcursul campaniei, dar totuși, de ce să te voteze oamenii pe tine, alianța USR Plus, în acest moment, raportat la ceea ce spunea, de exemplu, Cosmin acum câteva secunde? Pentru că noi, eu, Marius Sirimia și noi, alianța USR Plus, venim cu o viziune nouă, o viziune clară, o viziune pentru a ajuta Petreanu, pentru a ajuta a încerca și a reuși să facem o viață mai bună celor care locuiesc în Piatra Neamț. Pe foarte multe paliere. Astăzi am discutat un subiect fierbinte pe care celelalte formațiuni politice nu o să aibă curajul vreodată să-l discute. Chiar mi-aș dori, chiar vă rog pe dumneavoastră, când o să aveți invitați din alte formațiuni politice, să-i întrebați, poate nu în direct, dar să-i întrebați, domnule, ce părere aveți la propunerea celor de la USR de a comasa societățile Consiliului Local. Să vedem și părerea lor, să vedem părerea celor din PMP, să vedem părerea celor din PNL, să vedem părerea celor din PSD. Cu siguranță nu vor putea să dea niște răspunsuri la fel de tranșante așa cum o facem noi, cum o fac eu, cum o face Cosmin, cum o fac colegii mei. Pentru că ne-am săturat să vedem că partidele nu vor să se pună la o masă și să lucreze pentru interesul cetățeanului, interesul celor din Piatra Neamț. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă doresc mult succes. Și noi vă mulțumim. Vreau să fac și eu câteva comentarii pe final. Eu am spus că apreciez foarte mult pe ăștia care postează din partea partidelor. Mie îmi plac la nebunie. Sunt niște băieți, au idei puține și fixe. Deci puține și fixe, măcar știi cu cine ai de-a face. Dacă când vezi câte unul care este și prost și habotnic, nu poți decât să-i dai un șut, așa, să plece de pe glob. Să faci legătură între ziua de azi și emisiune este o tâmpenie. Aceste emisiuni se programează cu mult timp înainte, ca să știți, și asta mă face să mă gândesc cu mare, mare, mare seriozitate la a face niște emisiuni despre mentalități. Și poate odată o să găsesc vreo 2-3 postași din ăștia să-i invit la o emisiune, să-i vadă lumea cum arată. S-ar putea să... Nu aveți ocazia, că s-ar putea să fie conturi false. Ar fi extraordinar ca fiecare persoană să își asume ceea ce spune. Exact. Și aș vrea să-i văd și eu pe ăștia venind aici și făcându-și prezența cunoscută. Unul la mână, doi la mână. Abia aștept să văd că se schimbă ceva la nivelul clasei politice. Eu de obicei nu spun că am încredere într-un politician sau nu. De data aceasta spun că îmi doresc foarte mult să am încredere în băieții ăștia tineri. Nu mă interesează acum partidul. Mă interesează băieții ăștia tineri care vin să facă politică, eu spun, cu bună credință. Pentru că dacă nici acum nu mai există bună credință, nu știu când vom mai putea avea. De aceea o să-i mai invit în emisiune. Această emisiune o facem noi, nu o fac alții. O facem noi, nu o fac alții. Și cei care
cred că vin în această emisiune doar ca să-și lanseze mesajul, se înșeală de acum încolo, vă garantez eu. Deci, emisiunile vor avea două părți. O parte în care vor vorbi ei ce program au și 10-15 minute în care vom întreba noi despre ce credem că este important pentru dumneavoastră. Ne oprim aici. Vă dorim o sâmbătă liniștită, o duminică și mai liniștită și atenție mare. Vedeți ce spun, vedeți ce au făcut până acum, gândiți-vă pe unde au adăstat, de unde au băut o apă, un suc, o șampanie, un cocktail, de unde au mâncat o felie de tort, un fursec, o măslinuță și dacă acum le dăm voie să meargă să mănânce la fel. Ne oprim aici. Toate cele bune. Mulțumim. Mulțumim, o zi frumoasă.